Reprezentanții ai clinicii și Spitalului Providența, unități medicale aflate sub egida Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, vor fi prezenți în aceste zile la Festivalul Sănătății, un eveniment ce reunește numeroși furnizori de servicii medicale. Activitățile din cadrul festivalului au loc în zona Atrium a complexului comercial Palace din Iași. În cele 4 zile ale festivalului, Spitalul și Policlinica vor fi prezente de la ora 10 până la ora 22 seara. De asemenea, medici și specialiști din cadrul spitalului vor oferi sfaturi medicale joi și vineri de la ora 17 la ora 19, iar sâmbătă de la ora 11 la ora 13. Avem medici pe medicină internă, pe diabet și de asemenea avem specialiști din cadrul secției de fizioterapie. Fiind un festival al sănătății, dorim să vinem în sprijinul pacienților și oferim vouchere de reduceri la serviciile cu plată. Acestea vor fi oferite în fiecare zi a festivalului, câte 25 de vouchere pe zi, și venim în sprijinul pacienților oferindu-le servicii gratuite de diagnosticarea stării de sănătate, măsurarea tensiunii arteriale și a pulsului și măsurarea glicemiei. Ultima zi în care ieșenii pot vizita standul Providența și se pot informa cu privire la sănătatea lor este duminica aceasta, 11 octombrie 2015.